Într-o Românie în care jumătate din gospodării se încălzesc cu lemne, racordarea gratuită la gaze ar putea însemna intrarea în secolul 21. Mulți nu își permit însă să plătească 6.000 de lei pentru branșarea la conductă, chiar dacă și-ar recupera ulterior banii de la compania de gaze. Mai ales că se mai adaugă și alte costuri, 1.000 de lei în plus pentru caloriferele și centrala din casă din propriul buzunar. Ironia sorții la Turburea, unde se extrage petrol și se prelucrează gaze naturale, unul din trei locuitori încă face focul în casă. La sobă facem, asta este, ce să facem? Ca mulți alți locuitori ai comunei, nu a avut de ales până acum. Racordarea la gaze ar fi costat-o între 5.000 și 6.000 de lei. Cu o pensie de 1.600 de lei a fost imposibil să plătească. Decizia ca branșamentul să se facă gratuit ar fi trebuit să rezolve problema, doar că nu e chiar așa. Tot ea trebuie să plătească proiectul tehnic și lucrările de racordare. Abia la final și-ar recupera banii de la distribuitorul de gaze, care ar deveni astfel proprietar pe instalații. Nu știu dacă aș putea să mă descurc, nu știu. Cu pensia micuță care o avem. În plus, alte 1.000 de lei trebuie pentru centrală, calorifere și țevile necesare prin casă, tot din buzunarul clientului. Prin sat până acum s-au racordat la conducta de gaze doar oamenii care au avut ceva economii sau care și-au asumat împrumuturi. Păi este o sumă extraordinar de mare. Fiecare se împrumută sau împrumutat în bancă să reușească să-și introducă gazele naturale. Fără nicio sursă de venit, Gloria Petrache depinde de banii trimiși de copii, pe care îi dă pe lemnele de foc și pe butelia de gaz. Pentru aragaz e 700 de lei o butelie. 700 și nu mai ține, 2-3 săptămâni, cel mult. Am dat 15 milioane pe lemn și nu știu dacă mi ajung. Iarna de acum încolo începe. Oamenilor le-ar plăcea să aibă instalație de gaze și să scape de grija lemnelor, dar au auzit de scumpiri și se tem de facturi. Problema este să umble la prețul metrului cub de gaze, pentru că este foarte scump. La nivel național, jumătate dintre gospodării se încălzesc cu lemne. În rural, procentul depășește 80%. Decizia ca branșarea să se facă gratuit a fost luată în ultima ședință de guvern din 2021, iar primăriile pot cofinanța extinderea rețelelor de gaze naturale.